Tot mai mulți gorjeni ajung în mâinile polițiștilor după ce săvârșesc o infracțiune de viol. Țintele acestor infractori sunt în majoritatea cazurilor minori care se află în imposibilitatea de a se apăra. De la începutul acestui an, polițiștii gorjeni au cercetat 26 de cazuri de acest gen. De la începutul anului și până în prezent, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj, au fost înregistrate 26 de sesizări cu privire la săvârșirea infracțiunii de viol. De menționat este faptul că, la toate aceste infracțiuni, autorii au fost identificați de polițiști, urmând a se dispune măsuri legale în funcție de cele constatate. Specialiștii susțin că autorii acestui gen de infracțiune au o traumă din copilărie. Mai mult decât atât, minorii care sunt victime ale unui viol nu sunt abuzați numai fizic, ci și psihic și de aceea trebuie consiliați. Cel mai recent caz de acest gen a fost înregistrat în urmă cu doar o săptămână. O minoră de 17 ani a fost sechestrată și violată de 3 bărbați, unul dintre aceștia fiind chiar fostul său iubit.